Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru luna mai, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în zodia berbecului. După cum vedeți, mesajele de la îngeri au venit deja. Aveți mesajul numărul 11, poate să vă spună ceva acest număr. 11 și 24, dar în mod special numărul 11, știm că este reprezentant al flăcărilor gemene pentru unii dintre voi, care probabil că încă trebuie să lucrați, să așteptați această flacără geamănă în viața voastră. Să nu uitați că aveți putere interioară, sunteți rezistenți, dar deși focusul sau concentrarea voastră trebuie să fie pe dragoste, să nu uitați că trebuie să aveți răbdare. Probabil că așa simt are legătură și cu această perioadă de izolare prin care toți trecem, suntem separați de persoanele dragi și vi se confirmă nu știu câta oară în ultima vreme că deși suntem separați, trebuie să avem răbdare până ne vom întâlni. Răbdarea aceasta ne întărește și cartea vă confirmă că aveți într-adevăr o putere interioară care este mai mare decât credeți voi. Și totuși, rămâneți concentrați pe dragoste, pe ceea ce vedeți bun în fiecare om pe care îl întâlniți, în fiecare persoană pe care o experimentați în relațiile voastre. Aceasta ar fi un mesaj pentru unii dintre voi. Hai să le și las aici. Poate au legătură cu ce urmează. Da, așa, și cu răbdarea să o lăsăm. Între timp, dacă tot trebuie să aveți răbdare, o să dau totuși lumânarea la o parte. O pun într-o parte. Chiar o pun în altă parte. Așa. Între timp, iubiți-vă așa cum sunteți și întoarceți-vă la ceea ce iubiți. Cumva, poate că această perioadă e în avantajul multora care s-au pierdut, n-au avut timp de anumite pasiuni, anumite hobby-uri. Și din punctul meu de vedere, mi se pare un timp minunat de regăsire, de regăsirea unor vechi pasiuni. În continuare, din setul acesta de cărți pe care îl voi folosi la Crucea Celtică, am vrut să se arată 8 de bâte. 8 de bâte reprezintă comunicare rapidă, pasională, eventual pe multiple subiecte, dar o comunicare la distanță și la fel, cartea confirmă pentru unii dintre voi o relație la distanță care este susținută de Facebook, telefon, Skype, Instagram, ce aveți voi la dispoziție ca să puteți comunica. Eventual, genul acesta de comunicare este suficient de intensă și de captivantă cât să vă transforme viața. Eventual, pentru unii dintre voi, există și un gând de călătorie. Acum rămâne de văzut când va fi materializat. La capătul setului de cărți aveți 9 de spade și asul de spade. Ori un semn de aer, foarte supărat, sau poate voi v-ați făcut griji, ați fost la pat, ați fost bolnăvior și acum, după 9 de spade, aveți un as de spade, o victorie, să zic. O victorie asupra unor situații neplăcute, a unor necazuri, despărțiri, griji, boli, victorie asupra lor. Eventual, o victorie care vă aduce mai aproape ori de abundență, ori de o stabilitate în familie pentru unii dintre voi, dar pentru alții. Și asta numai dacă vă păstrați credința, da? Dar pentru alții este și o situație cu un semn de aer, o situație care evident că poate să fie neplăcută și totuși. Dacă unii dintre voi sunteți căsătoriți cu un semn de aer sau cu un semn de pământ, există în aer tendința ca unul dintre voi să-și dorească împăcarea. Deși s-au plâns multe lacrimi, deși au fost multe regrete, unul tot încearcă să refacă pasiunea care a fost cândva între voi. Și totuși, apare această moarte. Am senzația că în anumite situații s-ar putea să nu mai poată fi reparată
relația, în cazul în care v-ați supărat, înțelegeți, în cazul în care v-ați despărțit, unii vor să se împace, alții s-ar putea să nu mai dea a doua șansă. Vedem, vedem. Depinde. De la berbec la berbec. Haideți să vedem ce aveți acum pentru luna mai. Berbec, soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord, în berbec. Central. Roata norocului, foarte frumos. Să zicem că este Jupiter acesta. Dar nu musai. Ia să-l așez eu invers. Este Jupiter. Este o întâlnire de destin. Cu fi nou, cu fi veche, voi știți, variază de la persoană la persoană, evident. Roata norocului. Ceva se schimbă. În sufletul vostru voi vreți să schimbați ceva în viața voastră, să ieșiți din niște tipare, din niște elemente fixe, din ego, din nevoia de stabilitate, din un anume tip de prietenie și din ce ar mai fi. Și într-o situație foarte intensă. Ideea este că, vedem și ce alte cărți apar, am senzația că vreți să descoperiți adevărul în aceste situații fixe pe care le-ați experimentat mult timp, asta înseamnă situații fixe, care nu se schimbă atât de ușor, că de-aia sunt elemente fixe, da? Vreți să ieșiți, să schimbați. Sunteți totuși semne cardinale. Aveți nevoie de schimbare, măcar din când în când. Nu neapărat ca cele duale, dar totuși. Aveți nevoie de acțiune. Izolarea asta, cel puțin pe unii dintre noi, dintre voi care sunt mai altfel, deși cred că pentru majoritatea, izolarea asta ne-a făcut să înțelegem mai mult nevoia de schimbare, de mobilitate, și de împărtășire într-un anume fel, fizic. În fine. Oh, ce frumos! Ce provoacă aceasta, că nu pot să zic că blochează. Această schimbare este provocată de asul de cupe. De o nouă dragoste pentru unii? Sau, dacă nu e vorba de dragoste, este vorba de dragoste de sine, stimă față de voi. Să nu uitați că ziceți, eu sunt singură sau singur și nu mi-a venit nimeni în viață, nu nimica. Asul de cupe reprezintă dragoste față de voi. Sau vindecare în cazul în care ați fost bolnăvior, că a apărut nouă de spade, da? Haideți să vedem ce ar mai fi. Ce ar mai fi ca să putem să citim cartea și mai bine. În trecutul îndepărtat sau undeva la rădăcina acestei cruci este un 6 de băte. Să zicem că sunteți voi, că e semn de foc. Voi victorioși. Ar putea să fie și cineva însemnat semn de foc sau cu caracteristici, poate au planete acolo ascendent, da? O persoană victorioasă în cazul în care nu sunteți voi. Dar eu simt că vă puteți asocia cu această imagine. Dar imaginea ține de trecut. Victoriile țin de trecut. Atenția pe care ați căpătat-o cândva rămâne deocamdată de domeniul trecutului. Eventual, acum ceva timp, posibil pentru unii, vă dau mai multe variante, a intrat o persoană în viața voastră. Vedem cum se... Aha, interesant. Cum se așează cărțile? Trecutul apropiat. Posibil persoana care a intrat să fie, nu contează bărbat sau femeie, evident, în funcție de ceea ce sunteți voi. Dacă voi ați fost genul de persoană victorioasă, luptătoare, da, cu reușite la activ, persoana care va intra să fie asemănătoare, dar eventual dintr-un alt punct de vedere. Aici este o combinație foarte faină, Marte și Venus, exact ceea ce aveți nevoie. Chiar dacă e semn de pământ, este Venus, da? Cu alte cuvinte, o persoană sociabilă, frumoasă, la fel, cu reușite, ca și voi, în cazul în care voi sunteți aici, singură, încrezătoare, eventual un foarte bun potențial partener.
posibil să reprezinte acest as de cupe. Vedem, pentru unii dintre voi. Ține de un trecut îndepărtat, un trecut apropiat, da? Eu zic că în acest moment simt că dau bine cărțile, acestea două. Am spus, văd Marte cu Venus și Marte cu Venus e un cuplu armonios, să nu zic perfect. Un viitor îndepărtat. Încă mai aveți de așteptat, da? Uite, 7 de monede. Have patience. Se confirmă, da? Se confirmă și concentrați-vă pe dragoste. Da? Concentrați-vă pe dragoste ca să o atrageți. Că de fapt asta înseamnă roata norocului. Atrageți ceea ce manifestați în viața de zi cu zi. Dacă vă concentrați pe felul vostru de a fi generoși și iubitori și iubăreți, atrageți și dragoste. Dacă vă concentrați pe necazuri, pe faptul că suntem izolați și nu putem manifesta anumite lucruri, atrageți blocaje. Da, zic, contează foarte mult la ce ne concentrăm, în ce ne punem energia. Deci, mai aveți răbdare. De-abia după 15 mai se dă drumul. În prezent există acest 4 de băte, iar un twin flame, 11 și da, 11, 11, 22, adică, în fine. În prezent, să zic că este totuși o stare de bucurie, poate unii v-ați sărbat ziua de naștere, adică nu poate, cu siguranță, de curând încă sunteți în vibrația, încă ați sunteți, altceva vreau să zic, influențați de energia pe care ați primit-o, că toți primim energie când ne apropiem de ziua noastră de naștere și după o perioadă, da? E soarele acelea pe prima casă sau aproape de soarele nostru natal. Deci, în prezent aveți 4 de băte, posibil unii dintre voi vă gândiți la casă. Și dacă stați în casă, cum stă majoritatea, mai mult decât stăm de obicei, acest 4 de băte sugerează că vă găsiți totuși activități frumoase împreună cu cei dragi, cu cei cu care sunteți. Și eventual, activitățile astea vă ajută să schimbați, da, roata norocului, să schimbați energia, o energie, da, și să atrageți dragostea într-un fel sau altul, cu răbdare, cu răbdare. Dacă cumva sunteți singuri, cărții arată că în ultima vreme, pentru unii dintre voi, apare această posibilitate, întâlnirea cu o persoană cu care corespundați destul de bine, că a fost și 8 de băte. Ar mai fi o variantă pentru unii dintre voi, pentru că întotdeauna cărțile manifestă și energii pozitive și negative, să zicem, deși asul de cupe nu are energii negative. Dacă pentru unii dintre voi acești 6 de băte reprezintă o persoană egoistă din trecut, posibil ați învățat să vă separați de acest egocentric, să zic, și să vă concentrați mai mult pe voi, da? Focus on love. Pe voi, pe stima față de voi înșivă, pe stabilitate, 4 de băte. Și în această perioadă, stând în casă, vă gândiți mai mult ce înseamnă o relație ideală, ce înseamnă o familie, o prietenie, da? Sper că înțelegeți. Sunt totuși diferite mesajele. În continuare, în viitorul îndepărtat, aveți 7 de monede. Fiți precauți cu banii, trebuie să mai așteptați, mai săpați în grădina voastră dacă aveți curte. Pregătiți-vă investițiile pentru perioada care vine. Odihniți-vă eventual acum, pentru că va trebui să recuperăm perioada asta, să muncim pe brânci, da? Pe urmă vine 8. Deocamdată mai stați, că asta face 7 de băte, nu de băte, de monede. Sfatul, oho, un 3 de spade.
O să pun o clarificare, să vedem de ce apare chestia asta. Evident că sfatul nu este să vă răniți inima, ci să vă vindecați. Și am vorbit de vindecare. Am vorbit că e posibil ca totuși pentru unii dintre voi acești 6 de bâte să reprezintă o persoană egocentrică, egoistă, de care ați început să vă separați. Da? Pentru că 9 de monede e o persoană singură. Acum ce zodie, nu mă mai interesează, voi știți mai bine ce variază de la persoană la persoană. Am zis mai devreme că asul de cupe poate să reprezinte și vindecare. Dragoste față de voi. Concentrați-vă pe dragoste. Bine, eu dau sfaturi, dar știu că este greu. Asta nu înseamnă că este imposibil, da? Deci, sfatul este să vă vindecați, eventual să rupeți aceste lanțuri. Să scoateți aceste săbii pe care cineva le-a înfipt într-un fel sau altul, sau poate chiar voi prin iluzii, că noi așa facem, ne rănim singuri prin iluzii, prin așteptări, prin speranțe nefondate că omul se va schimba, că situația se va schimba și ea ca nu se schimbă niciodată și ne simțim din ce în ce mai răniți. Așa că vindecați-vă. Asta înseamnă schimbare. Aici este provocarea. Acum înțeleg și o poveste. Aici este provocarea. Să ieșiți din această energie, din această dezamăgire, că am văzut și 9 de spade, da? Să ieșiți din această dezamăgire și să vă vindecați, să vă iubiți. Și în momentul în care vă iubiți, atrageți flacăra geamănă, da? Numărul 11. Focus on love, concentrați-vă pe dragoste și dragostea aici, asul de cupe, confirmat. Exterior. Valetul de bâte. Exterior. Nu sunteți voi aici. Este o persoană care vă influențează. Posibil pentru unii, cum am zis la început, la prima variantă, să fie un alt semn de foc sau cineva cu marcaj pe foc. Și de aia se fac trigoane sau conjuncții pe la voi, prin hărți, și vă simțiți, să zic, mai bine în preajma lor. În cazul în care acest valet de bâte rezonează cu prima variantă, în cazul în care 6 de bâte este un învingător, este o persoană care vine în viața voastră, cu care comunicați, cum am zis mai devreme, 8 de bâte și valetul de bâte reprezintă într-un fel sau altul comunicare. Bine, mai la început, situația este în stadiu incipientă, nu e o relație dezvoltată pentru unii dintre voi. Valetul de bâte reprezintă o persoană care e atrasă de voi, există și atracție fizică, da? Și destul de neconvențională, poate într-un fel, pentru unii dintre voi să fie ori mai tânără, ori imatură, dar are farmecul său. Pentru alții, repet, pentru alții, poate să fie un copil cu care discutați. Pentru că valeții sunt tineri. Depinde de vârsta voastră, da? Ori ați avut discuții cu acest copil și trebuie să treceți peste. Ori, din potrivă, copilul, prin felul său de a fi drăgălaș, inovativ, ca așa e valetul de bâte, vă distrage atenția de la supărare și vă ajută într-un fel. Ideea este că vă influențează acest valet de bâte. Că este vreun nou iubit sau o nouă iubită, că e un copil. Variază. Sau un mesaj, pur și simplu, de la cineva. E de bine, acest valet de bâte vine cu idei și poate să fie chiar persoana care produce schimbarea, pentru că energia e inovativă. De ce vă este frică? Exact de această carte de lună. Luna reprezintă frici, de secrete, de niște emoții pe care încă nu le puteți vindeca unii dintre voi. Da? Emoții, sentimente, griji. Da? E această stare de frică că veți fi dezamăgiți toată viața, veți fi răniți, dar nu uitați, este doar o frică peste care trebuie să treceți, da? Pentru că aveți asul de cupe. Că e dragoste, că e vindecarea voastră, repet, variază de la persoană la persoană. Eu v-am explicat de câte ori am putut și v-am dat variante. Wow, ce frumos! Ce vă doriți?
împărăteasa. Păi mi se pare și normal. Ah, și eu îmi doresc același lucru. Evident, mai întâi marea preoteasă și apoi împărăteasa. Ce vă doriți? Să fiți admirați, să fiți apreciați. Venus, varianta superioară, da? Aici e varianta arcană minoră și aici arcană majoră, da? Deci exact aceeași persoană care apare în viața voastră de curând. Posibil pentru unii să fie semn de pământ, da? Pentru că avem monede, Venus, dar poate să fie cineva în zodia Taurului. Și poate are planete în berbec și într-un fel sau altul vă asociați într-un fel sau altul. Poate pentru unii, deși nu prea îmi pare, nu, încă nu, a trebuit să pun clarificări, dar fără clarificări încă nu m-aș duce chiar cu gândul la balanță. Ați putea fi voi, născuți în martie. Berbeci, berbeci de martie, da? Să vă doriți să fiți în această putere, în această frumusețe, deplinătatea calităților voastre și armonie deplină și încredere și abundență și tot ce vă doriți. Vă doriți să vă fie bine și e minunat. Felicitări! Pentru că dacă vă doriți, veți putea schimba această energie. Și în momentul în care vă doriți această stare de bine, vă vindecați. Vă doriți să vă iubiți pe voi înșivă, că asta face împărăteasa, se iubește. Se îngrijește, nu lasă pe oricine să se apropie, să-i rănească inima, adică are pretenții, e foarte selectivă. Asta în cazul în care această împărăteasă va reprezenta pe voi, când place să citești așa cărțile. Dacă această împărăteasă reprezintă o persoană, îmi scrie și îmi spuneți, îmi confirmați. Pentru că se vede că ar putea să fie o persoană care v-a apărut în ultima vreme, cu care discutați, care vă inspiră, valetul de bâte inspiră. Finalul, 8 de cupe. 8 de cupe. 8 de cupe e bine. Asta înseamnă că lăsați și chiar e chiar foarte bine și mă bucur. Asta înseamnă că lăsați în urmă supărările, că asta era și sfatul, da? Sfatul a fost 3 de spade. Ideea este să le scoateți, da? Eu acum am folosit cărțile în poziție normală, dreaptă, dar ați văzut că unul le mai citesc și invers. E minunat. Lăsați în urmă cupele cu pelin, lăsați în urmă cupele goale, oamenii care v-au dezamăgit, fricile, da? Lacrimile, da? Cupe cu lacrimi, că asta e în poziția fricilor. Apă, lună, sentimente negative, lacrimi, le lăsați în urmă, că le-am văzut la un moment dat. Și mergeți către ce? Ia uite, luați această cupă, asul de cupe care este aici pe cer, da? E în curând, în curând. Acum, curândul ăsta se manifestă variabil, de la persoană la persoană, la unii luna asta, la alții luna următoare. Deși eu simt că luna asta vă începe să vă vindecați mai bine, mai profund, niște răni care au rămas nevindecate, da? Răni de aici. Și cu cât vindecați mai mult și mai bine și mai adânc, cu atât atrageți mai frumos, da? Cu atât atrageți ce este mai frumos, împărăteasă, da? În primul rând, ce e mai frumos în voi, începe să radiați încredere, frumusețe, voie bună, abundență, da? Deci mergeți către asul de cupe și e minunat. Asta înseamnă că faceți schimbarea într-un fel sau altul. Poate că cineva vă ajută, v-am zis, cu aceste mesaje, că aveți valetul de bâte. Posibil. Poate vă ajută chiar această etalare. De ce nu? Și mergeți către, ce frumos, 9. 8 și cu 1, 9. 9 înseamnă o stare de satisfacție. Că sunteți bine. Oh, ha, mergeți către unii dintre voi, iar apare semnul Taurului, ia uite, de câteva ori apare. Sau o persoană stabilă. Ia uite ce frumos. Aici e Taur toată ziua, aici la fel. Taur sau că-i Venus. Poate să fie și Fecioară, că-i luna nouă. Avem și 7. Da. Aveți multe cărți care reprezintă semnul Pământului. Posibil pentru unii să fie
Un semn de pământ sau o persoană care este marcată sau e mai stabilă, nu neapărat marcată, că voi nu știți chiar astrologia, hărțile astrologice ale fiecăruia atât de bine. Există și planete progresive, există și aspecte progresive care chiar se manifestă. Chiar se manifestă. Frumos. Și la un moment dat o să vă bucurați. Mergeți către o persoană care vă dă stabilitate sau dacă nu e o persoană, repet, să fie energia voastră. Posibil spre sfârșitul lunii mai, da? Că arată mai spre sfârșit acest rege de monede. Să începe să vă stabilizați. Financiar, emoțional, că echilibrat și emoțional. E la capătul setului de cărți ce aveți. Încă, ia uite, spânzuratul. Așteptați, așteptați, că toți așteptăm. Așteptați eventual, ce frumos, acest valet de monede, dar de bani, să zic, de la 7 la 8. Să începe să munciți. Așteptați telefonul acela care vă cheamă la muncă sau așteptați un plus de bani, că vi s-a mai rărit un pic din, vi s-a micșorat salariul, da? Eventual, pentru unii să fie iar semnal că așteptați un semn de pământ, într-un fel sau altul, care vine cu pasiune, ia uite. Sau vrea să se întâlnească cu voi, aici ați putea să fiți voi, și să muncească în această relație cu voi. În spate, iar apare 9 de spade. Și dacă l-am dat cineva în povestea voastră, în viața voastră, zic cineva, că nu e niciodată sigur, e talare colectivă. Puteți să fiți voi supărați aici, din cauza unui semn de aer, poate să fie un semn de aer, poate să fie oricine, poate să fie chiar și acest semn de pământ care nu poate să ajungă la voi, da? Oricine poate fi acest 9 de spade. Cineva e supărat. Și totuși își dorește adevărul și totuși vrea să se trezească la lumină și să lase supărările, să lase supărările, da? 5 de cupe, să lase dezamăgirile. Să le lase în pace, să le eventual să se usuce toate lacrimile astea în lumina aceasta a soarelui, a trezirii voastre, spirituale, energetice, de toate felurile, și să începeți o nouă pasiune. Comunicați cu cineva. Eu zic că sunt cărți frumoase, arată bine. Vreau să le citesc mai general pentru că și etalarea este generală. Cam aceasta este etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord în zodia Berbecului. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!